Militarii gărzii de intervenție Solca și ai detașamentului de pompieri Rădăuți împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Arbore au intervenit cu 5 autospeciale de stingere și un buldoexcavator pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit de furaje din comuna Arbore. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însă pagubele au fost serioase. La sosirea echipajelor ardeau generalizat furaje depozitate în interiorul unei hale metalice cu pericol de propagare la casa de locuit a proprietarului și la gospodăria învecinată. Incendiul a fost lichidat puțin după miezul nopții. Au ars aproximativ 8 tone de furaje, baloți, un autoturism pentru dezmembrare, o instalație pentru irigat, aproximativ 1600 metri pătrați de folie pentru acoperit căpșun și instalația electrică. S-au degradat alte 5 tone de furaje, circa 3 metri cub de cherestea și acoperișul din tablă al halei. Incendiul a izbucnit cel mai probabil din cauza unui scurt circuit produs la un conductor electric neizolat corespunzător. Pompierii au salvat locuința, aproximativ 3 metri cub de cherestea și 54 tone de mere din gospodăria afectată, precum și proprietatea aflată în imediata vecinătate.